Nu le este ușor, nu sunt mereu mulțumiți de ei, dar au multă ambiție și curaj. Sunt copii care altfel ar fi fost marginalizați, doar pentru că sunt grăsuți. Însă la Straja, timp de 3 săptămâni, află cum e să nu fii singur în lupta cu kilogramele în plus. Tabăra organizată la muntă îi atrage pe cei mici, fără excepție, iar marți, la prima oră, făceau pizza. Și nu una oarecare, ci din fructe de pădure în loc de ketchup, pe blat de lubeniță, iar locul brânzei a fost luat de feliuțele de banane, în timp ce șunca este doar o felie de piersică. Sunt din Zalău și am venit ca să mă distrez mai mult. Ești prima dată în Straja? Nu, am mai fost de multe ori. Ai probleme cu greutatea sau cum te-ai gândit tu să participi la o tabără de nutriționiști? Păi am fost data trecută și mi-a plăcut foarte mult și am venit încă o dată. E distractiv aici? Da, foarte. Ce faceți voi toată ziua? Jocuri, antrenamente. Mișcare, mese multe și dese și calorii arse. Asta învață ei aici și cu asta se luptă zi de zi. Pentru ce ai venit tu aici în tabără? Pentru a învăța să mănânc corect și pentru multă distracție. Cum înseamnă să mănânci corect? Înseamnă să nu sardem și caloriile și să nu mâncăm nesănătos, prăjeli. Aici noi mâncăm sănătos și facem multe activități și jocuri. Copiii au alături de ei antrenori care le arată ce au de făcut și care îi scot la multă mișcare, coordonată cu dieta pe care le-o face nutriționistul. Avem 24 de copii din toată țara, și din Moldova, și din Constanța, și din Zalău, și chiar și din județul Hunedoara. Noi încercăm să implementăm copiilor obiceiuri de viață sănătoase, încercăm să le implementăm o nutriție sănătoasă, mișcare, echilibru emoțional și să păstreze aceste lucruri și acasă. Cei mai mulți vin de la un an la altul pentru distracția din tabără. Mai mult de 50% din copii reușesc să devină normoponderali. Din statistica noastră din anul 2015, foarte mulți copii sunt pe drumul cel bun. Nu au cum să fie altfel, pentru că timp de 3 săptămâni stau alături de alții ca ei, mănâncă la fel și la final vin și părinții lor pentru câteva zile, doar ca să învețe ce au de făcut pe viitor. Încercăm să îi facem pe copii, pe părinți, să conștientizeze exact ce au de făcut copiii în continuare acasă și vor veni cu noi în drumeții, vor mânca același meniu, o să-i cățărăm în parcul de aventură, o să încercăm să-i distrăm și pe ei și să înțeleagă perfect ce au de făcut în continuare și ei și copiii acasă. Cel mai greu le este însă să treacă de prejudecățile celorlalți și asta o fac alături de specialiștii care sunt cu ei în tabără. Partea cea mai grea, ca să zic așa, e faptul că noi încercăm să le implementăm un stil de viață. Noi nu vrem ca și principiul ca ei să slăbească, ci vrem să aibă un stil de viață sănătos pe care să-l urmeze și acasă. Și atunci aici vine partea grea. Noi, într-adevăr, avem 21 de zile în care încercăm să le implementăm un obicei, cum ar fi obiceiul de a mânca sănătos, obiceiul de a lua micul dejun și așa mai departe. Și partea cea mai grea este că noi sperăm ca ei să-l ia și acasă. Părinții au un rol esențial, de aceea am invitat și pe ei în ultimele 4 zile din tabără, pentru că e foarte important să nu marginalizăm copilul, atât în societate cât și în familie, pentru că de multe ori dacă avem un copil care are probleme de greutate, avem tendința să-l punem pe el să facă anumite chestii, dar asta nu e un lucru neapărat sănătos. Noi ar trebui să facem toți același lucru, pentru că noi vrem să mâncăm sănătos, da? Și atunci în momentul în care toată familia mănâncă sănătos și toată familia are un stil de viață sănătos și face mișcare, la fel va face și copilul. Și cine cedează stă de vorbă cu psihologul. O face ca să afle cine este el cu adevărat și ce trebuie să facă. Pe partea asta de emoții lucrăm destul de mult. Vedem de ce mâncăm, ce emoții ne dă, care e relația noastră cu mâncarea. Deci partea asta e ceva ce investigăm destul de mult în tabăra asta. Există problema asta a stigmei în societate, în grupul de prieteni. Și sigur, asta influențează stima de sine, imaginea de sine a copiilor și asta e o problemă destul de mare cu care se confruntă. Păi aici facem destul de multe exerciții care sunt pentru creșterea stimei, îi încurajăm foarte mult și îi ajutăm să-și creeze o relație bună atât cu mâncarea, cât și cu grupul și cu noi și practic încercăm să modelăm noi o relație pe care ei să o continue mai mult acasă.
Aici stau 3 săptămâni și fac mișcare în aer liber, drumeții, mănâncă sănătos și o fac sub formă de joc, dar acasă intervine problema. Tocmai de aceea, în cele 3 săptămâni cât stau acești copii la straja, ei învață cum să-și gestioneze emoțiile de după tabără și cei mai mulți revin an de an.